Ok. Structurez în trei foarte scurt. Vorbesc puțin despre mine. Pe urmă, vorbesc puțin despre firmele mele. Și pe urmă, arunc așa o întrebare pentru a lăsa mai mult timp pentru întrebări. Întrebările noastre. Deci, despre mine, am 54 de ani. Am fugit în 87, pe o cale lungă, am ajuns în Germania. M-am reîntors imediat după schimbările din 89 și sunt mândru să am 5 copii și sunt, nu știu de ce aș fi mândru, dar sunt, că am și un nepot. Și aceasta este adevărata mea bogăție și de când mă văd cu copiii mei, mă simt foarte bine. Dar mă simt foarte bine și când merg la firmă. Dar înainte de firmă, pentru că eu v-am spus ceva despre mine, știu că nu avem timp să vă cunosc pe toți, dar puțin ceva aș vrea aș dori să știu și eu despre noastră. 1. E cineva peste 50 de ani aici? Ok, deci măcar nu sunt singur. Ok. Are cineva mai mult de 3 copii, inclusiv 3? Așa. Și ultima. Sunt antreprenori? Ok. De la multinaționale? M-am mai liniștit. Nici mai întreb din sistemul bancar că... Despre firmele mele. Am avut foarte, foarte multe firme. Și mă bucur că nu sunt prea mulți din sistemul bancar. Toți îmi spuneau că n-ai cum să conduci atâta firme. Am ajuns, înainte de criză, să am peste 5.000 de angajați. Și, by the way, cam toate erau pe profit. Firmele le-aș împărți în trei grupe. Vă enumăr câteva firme și rămânem cu enumerat, că nu avem timp prea mult. Prima grupă, cele pe care le-am vândut și am luat mulți bani pe ele. Inform Licos, poate vă spune ceva, este probabil cea mai mare tipografie și astăzi, când am vândut-o era. Antalya este cel mai mare distribuitor de hârtie din România. A fost când am vândut, acum cred că e pe locul 2. Pe locul 1 a devenit fostul meu, foștii mei distribuitori din Cluj. Am vândut PayPoint. Cine își încarcă telefonul, n-are cum să mă cunoască, îl plătesc. Eu am făcut acea firmă. Și RDC-ul, bănesc că vă spune ceva. A doua grupă este firmele pe care le-am crescut și nu am ca să le vând încă. Diverta ar fi rușinos să nu știți de ea. E lanțul acela, nu la fel de bun ca și Cărturești, ca să vă ajut cei care nu știți ce e cu Diverta. Da. Flanul, care știți mai puțin bănuiesc, e fosta Flanul Roșie, care făcea pixuri, nu mai fac pixuri, este în Automotive Industry, export 90%. Sistec, în IT. Și o grămadă de real estate acumulat de-a lungul a 20 ceva de ani. Și a treia grupă este grupa firmelor care a ieșuat. Dar nu mai are sens să le numă pe toate acum. Avantajul creierului meu este că le uit pe alea care au ieșuat. Și le țin minte pe cele cu succes. De aceea sunt și un om vesel și plin de entuziasm. Dacă m-aș gândi la câte eșecuri am avut, probabil că n-aș mai începe nimic. De tot continui să încerc. Am curiozitatea ca un defect, mi-a spus. Mi spuneau profesorii în liceu. Dar eu o cred calitate totuși. Și o cer de la angajații mei. Despre firme vreau să spun un singur lucru și ca să leg de ce a spus dumneavoastră. Când angajații băncilor îmi spuneau și aveam credite la 13 bani. A rămas cu 4. Și am scăzut de... Da, să îmi bine. Că spuneau, nu ai cum să conduci firme din domenii de diferit. Transportul, de ce? Cosmetici, am avut numărul 1 producător de șampoan. Dar aia am pierdut-o când am divorțat, n-a fost. Nu bag la eșecul, o bag la prețul corect. Ei gândeau
o structură ierarhică, cum de regulă bănuiesc că este banca, dar cum știm cu toții că este armata și biserica catolică. Eu nu am cunoscut niciodată ierarhic. Eu am emis valori, i-am bătut la cap, i-am pus le și scrie, recunosc. Știu că reții mai mult ce spui decât ce auzi și puneam să le scrie, le și citească. Așa, dar de la a le cunoaște până a le trăi, a fost rolul meu. Și de câte ori veneau la mine să mă întrebe, și ce facem acum? Ce decizie luăm? Zic, păi, hai să citim puțin valorile alea. Da. Deci, prin valori, de fapt, noi am creat, nu eu, noi am creat, 5.000 de oameni care, puși să iau o situație, de cele mai multe ori, luau decizia pe care probabil că aș fi luat-o și eu, fără să consulte cu mine. Așa am putut să conduc 5.000 de oameni. Da. Acum, tot mai am 1.000, dar e mai greu. E mai greu pentru că una din valori și care vă este total străină, pentru că am avut o discuție cu șeful, cu CEO 3M Worldwide și i-am spus, noi printre valori avem, încurajez să vă aduceți toată familia la firmă. Să-i zic, am o emoție acum, pentru că mi-e rău, mereu greu să povestesc. Și aveam și câte 7-8 oameni. Șoferi, femeie serviciu, director. Bașca ce se mai însurau între ei, plus cuschi, cumnați, amante. Și la noi a fost liber. Până a interzis-o soția mea, dar însăși am reușit să păstrăm o... Când a venit criza și a trebuit să dăm afară, au venit oameni plângând și au spus, dați doar jumate din familie, nu ne-ați putut. Adică atunci, cumva mi-am dat seama și ce responsabilități. Eu când m-am făcut antreprenor, m-am făcut un motiv foarte simplu. Nu suport șefii sub nicio formă și nu pot să mă trezesc dimineața. Bine că era la 4, bine că dacă puneam dimineața, nu cred că puteam să vină. Nu m-am gândit că este mai rău ca o căsătorie. Nu m-am gândit că nu poți să-ți dai demisia din a fi patron. Nu poți acum, că ți-a luat făcut plugul, să zici eu nu mai sunt patron. Nu, tu porți responsabilitatea tot ceea ce ai făcut pentru ani și ani de zile. Și au fost 6 ani în care am învățat-o the hard way. Și uman, și financiar, și relațional, și amândoi. 3. Ce-i cu viața alături de corupție între victimizare și responsabilitate? De ani de zile încerc să înțeleg ce e mai grav în țara asta. Corupția sau incompetență? Înclin să cred că incompetența, dar amândouă sunt foarte, foarte greu. Avem acum exemplul de la clubul colectiv și înainte de a vedea prima dată pancarte cu corupția ucide, am simțit-o și am scris-o. Am scris-o unui prieten chiar în noaptea aia. Iată că de data aceasta a ucis. Nu doar ne omoară pe noi de ani de zile, ne ștrangulează, ne distruge business-ul. Și vreau să, când am spus titlul, nu a vrut să se loc această tragedie care arată atât de bine ce înseamnă corupția și vreau să vă dau exemplu absolut penibil față de ce știm acum. Și vă spun lucruri care s-au întâmplat acum 20 de ani, s-au prescris și oricum e vorba de mama, nu de mine. Veneam, făceam importuri din Germania, din diferite alte țări, vorbim de 90 și ceva, aveam toate documentele corecte, aveam prețul declarat corect, plăteam taxele corect și camionul nostru stătea zile întregi în vamă, dacă nu dădea 100 de mărci. Nu că era cu 50 de mărci la Pitești, făcea mama vamă la Pitești. Dar pornă, otopenii oricum te-ai stat proprii, deci tu, iar Constanța nu mai vorbim. Cine e în business, bănesc că știți. Și aveai de ales între a da acea 100 de mărci, a încălca legea, a corupe și a nu da. Și a plăti 500 de mărci la transportator care stătea la vamă. Și a avut un speech cu studenții la Babeș Bihor. Pentru studenți am și o prezentare mai frumoasă, cu poze, am zis că
depășim nivelul ăsta. Și m-a întrebat la sfârșit un student, zice, vreți să spuneți că n-ați dat niciodată școală? Și atunci am stat să mă gândesc, aveam 300 de studenți, se uitau toți cu ochii mari, curioși, zic, nu pot să-i mint, dar nu pot nici să spui lucruri care nu sunt prescrise. Și în momentul ăla am avut o străfulgerare. Noi suntem victimele. Sunt unii care sunt activi, care își bazează business-ul pe șpagă, sunt alții care vor să fie corecți și nu pot în țara lor. Și aveam de ales între a mă întoarce înapoi în Germania sau continua și a mă adapta într-un fel sau altul cât mai moral posibil, dacă e posibil să vorbim de așa ceva, pentru că ca la gravidenie nu prea e la mijloc. Da? Nu prea e la mijloc. Sau închide business. Cum de altfel am și făcut. Vă dau un exemplu. 60 de milioane de rulaj, Broca, import IT, în concurență, vă dau un singur nume, RHS-ul, pentru că ăla e public, nu văd de cei care sunt foarte cunoscuți de altfel, dar încă nu e public, nu plăteau TVA-ul. Eu aduceam HP, cel puțin așa spune antifrauda, dar știam de atunci. Deci eu aduceam Hewlett-Packard, de la Hewlett-Packard, la mâna întâi, importator oficial, și era mai scump decât diferite canale. Și atunci am închis business. Au venit să mă convingă că e gri, că nu e negru, am închis business. Dar acum a venit momentul și sunt atât de plin de speranță, pentru că nu încetez să fiu tânăr, că voi, cei care sunteți sub 50, poate schimbați, ca să nu mai fim victime în propria noastră țară, să fim puși în situația de a alege între a nu-ți face chemarea, dorința, sau a fi neonest. Eu sistematic, ca să, cum am păstrat totuși gravidenia corectă, am evitat întotdeauna business-uri în care știam că este inevitabil. Când vinzi pixuri, nu vrea nimeni să-ți ia business-ul. E atât de greu și câștigi atât de puțin și îți trebuie atâta know-how că te lasă în pace. Când lucrezi într-o multinațională, ai o protecție. Ai protecția ambasadei pe care noi, românii, nu avem niciodată, de la nimeni. Știi ce am vrut puțin, da? Întrebări. Avem 5.000 de angajați, avem 5.000 de angajați, avem foarte multe business-uri, unele pe plus, unele pe minus. Ce ați făcut concret pentru a avea o contribuție de a schimba sistemul? Sistemul nu intern al meu, ci sistemul... Sistemul în care suntem cu toții, spuneați că aveți o speranță de la tineri, însă da. Cred că fiecare suntem responsabili pentru că am ajuns aici. Da. Deci în 2004, într-o naivitate care sper să mă caracterizeze până la sfârșitul vieții, am intrat fascinat de promisiunile președintelui și atunci candidat Băsescu și APD-ului în Camera Deputaților. Am făcut câteva propuneri. Una a fost, de exemplu, patru în speță mai importante. Toate au fost refuzate de însăși partidul care credeam că chiar vrea schimbarea. Una era declarația, vorbeam chiar acum înainte de... Declarația de venit pentru toți, declarația de avere și de venit pentru toți peste o anumită avere. Deci nu 20 de milioane își dau, dar toți care au peste 200.000 de euro. Deci nu doar dacă ai un apartament și o mașină. Dar evitam mătuși Tamara și alte mame care nu au lucrat niciodată, dar sunt milionare. Am propus, am zis, dacă ne respectăm țara, trebuie să ne respectăm demnitarii și să-i plătim la nivelul la care plătim noi în mediul privat. Nu cred că cineva care este dispus să lucreze pentru un salariu atât de mic cum este el la stat, nu există două posibilități. Unul să fie mânat de un entuziasm fenomenal și cred că îi numărăm pe degete, poate multe, poate puțin, dar marea majoritate și mulți pe care știu, sunt mânați
de posibilitatea de a obține alte venituri. Legile adesea sunt făcute ca să nu poți să le îndeplinești. Apropo de ISU, au venit firme logistică din Austria, din Germania, spuneau, aici normele sunt mai greu de îndeplinit, quasi imposibil de îndeplinit, ca să rezolvi unde România e. Da. A treia, dacă vrei democrație, democrația nu pe moca, îți plătim partidele pentru campanie, și nu să-și facă ele rost de la cine? De ce să dau eu bani unui politician? Ce datorie? Ce mă ajută el pe mine? A, cel care poate să ajute pe cea, acela primește. Știm asta. O știm toți, o știm de 20 de ani. Și ce facem? De câte ori vine și spun, crește salariul la parlamentar sau la miniștri, să spunem, o, păi nu merită. Păi nu merită ăștia. Dar cum să atragem alții să ajungă acolo, dacă nu o facem niciodată? Deci asta am încercat de fapt personal. În rest, prin exemplu personal, cred că putem să facem mult. Te rog. Ca să nu mă gândesc că acum e o posibilitate mai mare. Da. Simt că în momentul ăsta am o posibilitate foarte importantă de schimbare. Poate ar fi bine să vă implicați și voi cei care, nu știu cum să zic așa, dar poate așa mai multe resurse, poate și să facem să organizați, poate și voi, mă rog, cei care putem, toată lumea. Ca să putem să facem această, să dirijăm puțin, să nu neapărat să dirijăm, dar să ne să ajutăm pe ăștia care vor să facă o schimbare acum, care majoritatea sunt tineri, chiar să se întâmple schimbarea asta. Nu știu cum. Dacă îmi permiți, eu am o soluție, dar dacă aud prietenii mei prin partide, o să mă alerge prin... Cât mai mulți dintre tinerii care protestează, cât mai mulți dintre voi care nu mai vreți așa, să intrați în partidele existente, să-i dați afară din interior. Exact cum a avut Gorbaciov cu... Nu vedeam noi România capitalistă fără un trădător din interior, cum a fost, de-aia rușii nu-l iubesc pe Gorbaciov, că de fapt el ne-a adus. El a fost, poate și el, prea naiv, crezând. Parcă îmi pare rău uneori când nu se respectă chiar tot ce i s-a promis atunci. Intrând în interior, folosindu-vă de structurile existente, de infrastructură, folosindu-vă și dând de afară din interior. Altfel nu văd. Partide noi, multe, bătându-se între ele, fără structurile într-un an să se organizeze de nevoie. Vă rog! Nuanțez un pic întrebarea. V-ați adus contribuția socială, 5 la demografic, economic, acestui țări. Ați putea realmente să supletiți lucrurile tine dintre partidele care ați făcut lucrurile acestea, pentru că altfel să mâncați de vin interior. Vei și le spun. Sau să-i reprezentați, mă, pentru că se poate... Sau să-i reprezentați la voce a lor, pentru că sunt mâncați de vin în interiorul acestor partide și vă spun experiență. Deci, unul din criteriile pe care eu le-aș pune pentru intrarea într-o viață nouă este să nu fi fost membru de partid. Am fost în biroul de bază al Partidului Comunist Român, fiind șef de promoție, cine știe, cunoaște, dar cine nu știe, încroașcă. Și am fost și, evident, eu sunt expirat. Pot să-mi doresc. Eu cer copiilor. Fica mea, care e o studentă la Londra, din noiembrie am trecut după cele 10 ore petrecute la vot, la așa, bar n-avea de politică până atunci, vrea să intre în politică. Ea este. În ea nu cred. Nu în mine. Ultima întrebare? Pe ce criterii ne-am ales oamenii? Ne-am ales oamenii. Deci dacă vă spun, dacă aș fi cerul resurse umane, m-ar da toți afară. Deci, eu cred... Depinde, că poate... Eu cred, dacă aș citit Blink, eu cred enorm de mult că ne dăm seama că ceva aici, în creierașul ăla care avem de la maimuță, ne spune dușman sau... Cred enorm de mult. Și eu cred că în maximum un minut, până o făceam. Știi? Pentru că candidații
te cred neserios, dacă pe o minută îi spui te iau, zice ce film e asta? Păi noi băgam, dădeau teste, psihologi, ce vreau. Dar primul minut îmi spunea, domnul ăsta poate să lucrezi. Uitați-vă firmele în care patronii fac evaziune. Și unii sunt cunoscuți așa, de prin cața avem cu știu de 20 de ani. Public, da? Sunt furați de toți angajaților. Nu mai am cumpărat o firmă de la unul de aceștia așa. Ți-am văzut și anul într-un, nu mai ai să cred. Toți curau. Păi șeful, dacă. Deci trebuie să angajezi oameni care să își împărtășească din start valorile tale pe care să le șlefuiești împreună. Dacă tu iei unul care e pus doar pe cu cuțit, dar e cu cuțitul în mână, păi pot vedic eu până să știu vieții să explic că nu e cea mai bună metodă. Ok, aplauze!